Domnul. Mulțumim Domnului că am găduit ca și în această dimineață să fim în casa Lui. Pentru că știți bine că spune cuvântul că o zi în casa Domnului face mai mult decât o mie în anul. Slăviți să fie Domnul! Oricum Bartine, pe drumul prăfuit ce duce în Ierihon, răbdând căldura soarelui cel ardea, în haine zdrențuite, ședea cerșind un loc, dar ce era în jurul lui, el nu putea vedea. Un zâmbet vag i-a apărut pe față, când a simțit mirosul florilor de april, dar nici măcar o dată în viață nu a văzut culoarea unui trandafir. Avea și el o mică bucurie când mai trecea pe lângă el un călător și arunca acolo în farfurie cât un bănuț ca la un cerșetor. Trăia având în suflet o speranță, auzise că este un mare proroc ce vindecă bolnavii și morților de viață și învață pocăința umblând din loc în loc. Dar nu avea pe nimeni să-l ajute să caute pe acest învățător, ci își ducea amarul înainte, trăindu-și viața lui de cerșetor. Dar într-o zi aude gălăgie mare și întreabă pe cei de lângă el, ce se întâmplă de-i zarva asta oare? Trece profetul Iisus Emanuel. Atât i-a trebuit lui Bartimeu să audă și aruncase haina și a fost dus. Nu s-a gândit că ar putea să cadă, atât dorea de mult să ajungă la Iisus. Degeaba încercarea unii să-l oprească, el era condus de un singur gând. Dorea ca Domnul Iisus să-l cumătuiască și strigă într-una, ai milă, fiului David. Marea lui credință pe loc a biruit, căci Domnul Iisus îl cheamă la el. Ce vrei să-ți fac să rămân nenorocit? Să-mi capăt vederea, Iisus Emanuel. Medicul suprem pe loc îl vindecase și îi luă povara ce atâta timp a dus, iar el în graba mare hainele schimbase și plin de bucurie a mers după Iisus. Te întreb acum pe tine care crezi, ai părăsit păcatul să mergi după Iisus? Dacă pe Domnul nu vrei să-L urmezi, n-ai cum să ajungi în cerul sus. Te îndemn acum, drag ascultător, caută pe Domnul cât poate fi găsit. Începe chiar acum să-ți fie de ajutor și în final să ajungi în cerul mântuit. Slăviți să fie Domnul. Amin.